Hei, salutare prieteni și bine ați venit pe canalul Desene și Colorez. Astăzi vreau să fac ceva tematic de Crăciun, pentru că tot mai este foarte puțin și vine Crăciunul. Glumesc, dar oricum, va veni și Crăciunul. Vreau să desenez un brăduț super drăgălaș, cute, kawaii de Crăciun. Sper să vă placă. Dacă vă place, zdrobiți butonașul de like, de asemenea distribuiți prietenilor voștri. În caz de n-ați făcut-o, abonați-vă și apăsați clonțopelul. Dacă nu apăsați clonțopelul, YouTube-ul nu vă anunță când postez, deci veți rata fiecare postare pe care o postez eu. Îi repostez cam una pe zi. Deci, dacă vreți să mă urmăriți, fiți siguri că ați apăsat pe clonțopel. Bun. Vom începe cu o schiță în creion. Ca de fiecare dată, dar înainte orice altceva, vreau să-mi spuneți ce părere aveți despre acest brăduț și dacă aveți și alte sugestii pentru chestii legate de iarna și Crăciunul care vor veni. Bine, și dacă aveți altfel de sugestii și altfel de întrebări, vi le aștept în comentariile de mai jos. Îmi place mult să interacționez cu voi și de asemenea îmi place mult să vă dau multe inimioare. Și dacă vreți să-mi trimiteți pozici cu ce ați desenat, o puteți face pe Instagram, o să vă las linkul în descriere, unde va sta lângă linkul de la canalul meu de pictură. Pentru că, în caz de nu știați, eu am și un canal de pictură unde postez tutoriale pas cu pas, narate și explicate pentru începători. Deci dacă aveți, eu știu, proiecte școlare, chestii de pictat, aveți nevoie de inspirație, aveți nevoie să învățați niște chestii de bază, intrați acolo, urmăriți-mă, pentru că cu siguranță veți avea chestii drăguțe de urmărit și de învățat. Bun. Cum am spus, începem cu o schiță în creion foarte, foarte simplă. Trebuie să vă aduc din nou la aminte că orice desen ați face, cât ar fi de simplu, acest brad este un brad foarte, foarte simplu și îl puteți face oricine fără probleme, exact cum l-am făcut și eu. Dar trebuie să nu vă grăbiți. Trebuie să vă gândiți că mi-a luat și mie acest brăduț undeva la să-l colorez și să-l desenez cu totul, probabil vreo 40 de minute, deci ca să aveți o idee. Atât am vrut să vă spun legat de schița în creion. Creionul care îl folosesc este un creion HB și apoi după ce termin de schițat, îl voi linia permanent cu un liner permanent. Am spus de două permanent, nu contează. Linerele sunt foarte bune pentru a trasa conturul cu ele. Eu folosesc de la Micron liner permanent, costă 9 lei. Dar dacă nu aveți, nu este nicio problemă, nu face nicio diferență, puteți folosi orice pix, orice carioca, orice marker negru, atât aveți în vedere voi. După ce ați terminat de liniat conturul, să-i dați voie câteva minuțele sau eu știu ce fac acolo, să se usuce bine, ca apoi când colorați să nu cumva să întinați negrul. Dar v-am spus, nu contează ce materiale folosiți, nu fac așa de mare diferență, cel puțin nu l-am început în niciun caz. Dacă vreți să învățați să desenați, vă trebuie doar tenacitate, doar ambiție, doar timp investit și atât. Puteți desena și creioane de 20 de lei, puteți desena și creioane de 200 de lei, nu contează. Dar ca să învățați să desenați, trebuie să investiți timp și să fiți perseverenți și serioși în ceea ce faceți. Eu n-am făcut nicio școală de artă, nicio direcție. Tot ce am făcut legat de artă a fost și am făcut în școală desen, o oră de desen, care am făcut-o cu toții și o facem cu toții. Apoi n-am făcut nimic, nicio direcție, la liceu n-am făcut nimic și pur și simplu am început, mi-ar plăcut să desenez, să pictez mereu, n-am fost niciodată un talent, nici pe departe și am început să desenez și să pictez acum câțiva ani, să zic așa vreo 2 ani, maxim 3 și nu știam nici ce fac, nu știam nici ce nu fac, nu știam nimic, nu știam absolut nimic, dar am învățat singur, am avut răbdare, am fost perseverent. Și am ajuns unde sunt astăzi, pur și simplu în perseverență și învățându-mă singur. Ideea este că puteți să învățați și voi și puteți și voi să ajungeți să trăiască ca mine, cel puțin, la fel de bine, mai bine, ține de cât de modul și de cât de mult vă investiți timp în a dezvolta aceste abilități. Bun. Deja am terminat de făcut schița, am șters-o mare parte din ea ca să pot să o conturez. Iar la culori, voi folosi marcări pe bază de alcool și creioane colorate. Marcările pe care eu le folosesc în general sunt cele de la Ohuhu. Le-am găsit pe Amazon, sunt cred că cele mai ieftine sau printre cele mai ieftine marcări pe bază de alcool. Îmi place mult să le folosesc. Sunt un pic scumpicele oricum, marcările acestea în general sunt bine și între ele sunt unele super scumpe și unele mai accesibile. Acestea Ohuhu am dat pe ele 50 de euro pe Amazon.
Am făcut un video cu unboxing-ul lor. Puteți intra acolo și puteți vedea toate detaliile. Mă scuzați. Dacă sună vocea mea ciudat, sunt răcit. Și de asta sună ciudat. Profundat pe nas și nu prea pot să vorbesc foarte, foarte bine. Dar mă chinui, mă străduiesc și nu părăsesc aici meterezele. Așa. Și apoi voi folosi creioane colorate. La creioane colorate eu sunt fan Faber-Castell. Am un set de-al lor de creioane clasic, sunt creioane accesibile pentru toate buzunarele și am și un set de creioane Polychromos, care sunt cele de artist, cele de vârf de gamă, dar cele Polychromos nu ne interesează, vorbim despre cele clasic, sunt la îndemână tuturor financiar și fac o treabă minunată, vi le recomand, sincer. Bun. Am atât am vrut să vă spun, o să vă mai spun cum vă spun la fiecare videoclip, să-mi spuneți ce părere aveți de o idee de-a mea de a face review-uri, de a cumpăra materiale de artă, creioane colorate, marcări, carioci, chestii de genul ăsta, de prin magazine, de prin marketuri, de prin, eu știu, Jumbo și mai departe, și de a le face review-uri, de a le compara între ele și de a vă da niște opinii de ale mele despre care sunt mai bune, care nu se merită, care se merită și chestii de genul ăsta. Și în funcție de ce îmi spuneți și voi, o să mă apuc să fac la un moment dat și acest tip de videouri. Eu, mie oricum îmi place ideea, dar aștept feedback-ul vostru și oricum, în afară de feedback-ul vostru, aștept să, nu știu, treacă un pic de timp, pentru că momentan sunt în alte proiectele prins și n-aș avea așa timp. Bun, atât am vrut să vă spun, o să vă urez în continuare spor la desenat, sper să vă placă cum este văruțul nostru, sper să vă placă cum este vă iese și vouă. Nu uitați că eu vă sugerez pentru nostru desenat să desenăm în fiecare zi. Dacă vreți să progresați și dacă vreți să vă antrenați mâna, ar trebui în fiecare zi, măcar cât de simplu ar fi, să desenați un desen. Deci astea sunt desene foarte simple, care sunt ușor de făcut, niște muzgăle, nu contează și pe acelea faceți-le pentru că vă ajută. Așa, sper să vă placă băruțul nostru de Crăciun, sper să desenați și pe cu mine, sper să vă placă cum vă iese. Dacă vă place, v-am spus, drobiți butonașul de like, de asemenea distribuiți prietenilor voștri, mă ajută enorm de mult și am nevoie de susținerea voastră ca să ajung la cât mai mulți dintre voi și pe cât mai mulți dintre voi să încerc să-i ajut să înceapă să deseneze. Și de asemenea, în caz de n-ați făcut-o cumva, abonați-vă și apăsați clopoțelul de notificări cu opțiunea toate notificările să fie anunțate, altfel YouTube-ul nu vă anunță când postez și practic aveți abonare degeaba. Iar eu postez cam în fiecare zi la ora, în jur de ora 2, iar în weekend de dimineață la ora 9. Bun, atât am vrut să vă spun, să aveți o zi minunată. O să continui să desenez, să colorez acest brăduț super drăgălaș de Crăciun. Chiar dacă mai sunt până atunci 2 luni la momentul acesta, întotdeauna Crăciun e o sărbătoare pe care o așteptăm și la care eu cel puțin mă gândesc cu drag. Sper să aveți o zi minunată, rămâneți creativi și o să ne revedem și mâine cu un nou tutorial. Până atunci, baftă multă, pa, pa!